Îmbătrânia neajutorat a deschis neputincios ochii și și-a țintit privirea în tavan. Încă sunt viu, e trecut prin minte și el s-a întors spre perete. Toată viața sa, Marcel a fost un om original. Se poate de zis că a fost un umorist fără de stop. Marcel mereu și în toate a fost primul. Viața lui s-a așezat destul de bine. Soarta nu l-a supărat cu nimic. El cu ușurință atingea praguri înalte. Era deștept, de succes și suficient de bogat. Cei dreptul niciodată nu-i prea rău de banii cheltuiți și de posibilitățile ratate. Bărbatul fără râghe se despărțea de banii agonisiți. Deseori ajuta pe cei nevoiași și banii de parcă ar fi fost răjeți. Se întorceau la el în mărimea triplă. Afacerea lui înflorea, supușii lui îl adorau, iar femeile se topeau dintr-o simplă privire a bărbatului. Bărbatul a schimbat 5 soții, care i-a dăruit 8 copii. El era un toată responsabil, i-a ajutat pe toți, inclusiv pe rudele, care erau într-un număr imens. În comparație cu Marcel, toate femeile lui tinere se dovedeau a fi niște ființe extrem de mercantile, dar el s-a turnat față de această nenorocire fără prea multe griji. N-am noroc la femei, cel mai probabil din cauza că eu singur sunt un fătălău. Destul de des recunoștea el sincer, servind câte un paharel cu prietenii săi. Bărbatul era un om cu un simț al omorului deosebit și înaintând în vârstă, acțiunile lui deveneau tot mai provocătoare. El era în stare să facă astfel de fapte care le-ar lăsa fără cuvinte pe femeile de vârsta lui, care se dea pe o bancă din fața blocului sau le impunea sincer să-și facă semnul crucii. Ba le sperie pe bâncile vecine, îmbrăcând costumul omului păianjen, ba organiza în curtea blocului discotecă cu focuri de artificii, ba facea glume pe telefon. El adora viața și se duce să o trăiască în plăcerea sa. Iată că acum a sosit timpul lui final, dar astăzi era ziua lui de naștere. Se împlineau fix 90 de ani de când el privea acest cer. Cât de trist că n-am cu cine împărtăși această sărbătoare, se gândi bătrânul. Unde sunt apropiații mei? Unde sunt prietenii mei? Rotindu-se în pat, el a început să sfârâie și să se sufoce. Inima de parcă i-a fost strânsă într-o mână de gheață. Iar tot corpul i-a fost răpuns de durere. El s-a mișcat și s-a potolit. Chinul lui a durat doar câteva secunde, care i s-a părut a fi o veșnicie. Și brusc s-a instalat o liniște. El a încetat să mai audă sunetul produs de aparatul care era amplasat la creștetul lui și îl cuprindea pe el în întregime cu fierile sale. Lumea s-a stins. Apoi Marcel a inspirat și a expirat încet. Și s-a mirat de senzație de bine care o provoca acest proces. Bătrânul s-a ridicat puțin, aranjându-și pierna aspră de spital. S-a așezat pe jumătate stând, s-a dat în jurul său și a tresărit. Pe scaunul l-a plasat chiar în fața patului lui, s-a făcut comod o fată necunoscută. Rochia ei roșie de mătase până la genunchi, cu picior peste picior, cu bărbia sa ascuțită, sprijinită de mână. De unde se luase această brunetă frumoasă, care îl urmărea pe el cu un interes vizibil, în mintea bărbatului nu se încadra. Prins de câteva secunde, ei pur și simplu se analizau reciproc. Fata a scuturat părul său lung și a zâmbit căluros. Probabil, el n-ai bine de frumos sentimentul ăsta, să măr bătrân, având fața plină de riduri. Fiecare rid de pe față reprezintă o istorie aparte. Deja de câteva ore îți citesc istoria vieții tale. Și mi se taie respirația. Oaspetele lui nici de cum nu se rușina să se adreseze folosind pronumele tu. Ochii ei, de un albastru senin, erau capabili să-i ardă sufletul, dar bărbatul nu simțea nicio îngrijorare în această privință. Eu o să te numesc Robert, îmi permiți? Marcial parcă sună prea neobișnuit. În toți anii aceștia, m-am dezvățat să pronunț nume de genul dat. Mă uimește fantezia părinților tăi. Marcial se părea că încă nu s-a trezit din starea de șoc. El își imagina că în momentul morții sale, pe el îl vor întâmpina coridori înguste, lumina strălucitoare la capătul acestora și în sfârșit altarul. Dar aici, o figură elegantă cu mărimea 4 la sâni. Bătrânul a tușit zgomotos și a întrebat cu o voce semistinsă din cauza emoțiilor. Dumneavoastră, cine sunteți? Pe fața fetei a florit un zâmbet. Ea mereu uita că situațiile similare mereu se strage pe pacienții săi.
E de fiecare dată era nevoită să-i liniștească, să-i încurajeze și să-i îndrepte pe calea corectă. Tu ești un înger, și-a rotunjit ochii Marcel. Nu, Robert, eu deloc nu sunt un înger. Ei sunt mai mari de rang. Nu e o chestie regală ca un înger să coboare din cer pentru un simplu om. Tu ești moartea. Și dat seama bătrânul, mășind ochii spre aparatul care indica linia dreaptă al bătăilor inimii și al pulsului. Ce? Eu deja am murit? Fata înlătura de pe față o șuviță neascultătoare. Nu chiar. Moartea are prea mult de lucru. Dacă vrei, poți să mă numești îndrumătoare. Ființele asemenea mie sunt primele în lanțul transferului spre infinit. Bătrânul a vrut să facă glume pe seama acesteia, dar s-a răzgândit. Măcar cum te numești, îndrumătoare? A zâmbit el fals. Poți să mă numești cum vrei, chiar și Anastasia, a zis fata. Eu la fel mă simt bine să răspund oamenilor politicos atunci când ei mă atribuie un nume care îi trăsnește lor prin cap. Bătrânul a coborât din pat. Anastasia, eu aș bea un pahar de apă, nu ești împotrivă. Marcel a început să răscolească în sertarul dulapului de lângă pat, fără aștepta răspunsul fetei. Întrucându-se la ea cu spatele, el se prefăcea că își toarne dintr-o sticlă într-un pahar puțină apă carbogăsoasă. De fapt, el încerca să câștige timpul, pentru că exact acum totul se va termina și el va dispărea. Dar cum rămâne cu corpul lui? Ce se va întâmpla cu corpul lui? Ce se va alege din averea lui? Cuprins de agonie, se gândea bărbatul. Datorită caracterului săvânturatic, lui nu i-a venit în cap să semneze un testament. Nu și-a împărțit în conformitate cu simțul datoriei averea pe care o avea. Nici măcar n-a vrut să afle cine dintre rude și ce merită cu adevărat. De asemenea, el n-a reușit să facă nimic din ceea ce fac bătrânii de onoare la etapa de declin al vieții sale, pentru că el era un ușuratic vestit. Anastasia, unde voi merge mai departe? În rai sau în iad? Aceste concepte, în general, există? S-a întors el neîndemânatic. Fata a dat din cap. Există, desigur. Există raiul și iadul la fel. Doar că și raiul și iadul, pentru fiecare în parte, este foarte individual. Unde te vom plasa pe tine, eu nu știu. Dar este cert că totul de mult a fost hotărât. Pur și simplu, ai puțin răbdare. El, înțelegător, a dat din cap. O să mă iai chiar acum? Dar cum rămâne cu ultima dorință? Spre exemplu, să mă îndrăgostesc sau... Bătrânul încerca să glumească, dar datorită situației nestandarde, aceasta nu-i prea reușea. Dar fata i-a apreciat încercarea și a zâmbit viclean. Eh, Robert, toate aventurile tale cu femeile acum o să-ți iasă pe ochi. Uită-te! Toată armata ta de femei s-a adunat după ușă, așteaptă cu nerăbdare, împar deja averea ta. Nu-mi pot da seama, cum din că nu s-a ajuns treaba la o bătaie? Anastasia a tăcut prins de câteva secunde. Dar ultima dorință este valabilă pentru voi, pentru toți. Cere! Marcel și-a îndreptat ochii spre oaspete. Ești severă, Anastasia, dar ești cinstită. Știu eu că am o mulțime de păcate după umeri, dar pot să mă plimb puțin prin spital, așa că la sfârșit. Oricum pe noi nimeni nu ne va observa. Fata și-a futurat părul. Se poate și așa. Aceasta este ultima ta dorință? A zâmbit ea și l-a luat pe bărbat de braț. Dar acela a dat din cap. Nu, pur și simplu plimbările sunt benefice pentru sănătate. Mișcarea este viață. Iar dorința mea am să ți-o spun îndată după ce o voi inventa. Bătrânul a prins curaj și a făcut din ochi oaspetelui său. Pășind în holul spitalului, ei în același moment au dat peste o grămadă imensă formată din rudele bărbatului. Desigur, el nu se aștepta la un doliu profund, dar acea imagine care a apărut în fața ochilor l-a afectat enorm pe Marcel. Soțiile lui se certau între ele, asemenea femeilor de la piață, împărțind averea ce putea să le revină după moartea lui. Îmbrăcate în negru, corespunzător evenimentului, ele creiau asemenea unui stol de ciori. În aer zburau frazele despre apartamentul situat în centrul orașului, despre casele împlăsate în Bulgaria, Muntenegru și suburbia României și despre mulțime de conturi în diferite bănci. Dintre copii, nu era prezent niciunul. Ei de mult nu s-au interesat de bătrân, care regulat le alimenta conturile și cardurile bancare. Bărbatul în vârstă s-a oprit să asculte. Anastasia a venit mai aproape de el,
lăsându-l să afle ceea ce trebuia să afle. În obligațiile de bază, intra să lipsească pe oamenii aflați pe patul de moarte, de ultimele lor clipe de fericire, la finalul vieții. Marcel a intrat în mijlocul cercului format din rude și a scuipat pe podea. Femei cu sufletul putrezit ce sunteți, iar eu sunt un bătrân prost. El a pornit mai departe și Anastasia a mers de urma lui ca o umbră tăcută. Lângă geamul imens al sălii de reanimare, el s-a oprit brusc, uitându-se cu interes în interior. Pe un pat imens, plin de fire, ce erau conectate la aparate, fără a avea careva semne de viață, zăcea un bărbat tânăr. În apropiere, pe un scaun, acoperindu-se puțin cu o plapumă, dormea o fată. Pe fața ei obosită s-au așezat semnele suferinței, iar cercanile sub ochi aduceau mai multă niște vânătăi imense. Marcel stătea nemișcat, de parcă era lipit de podea. Anastasia, cine este el? Fata nerăbdătoare l-a grăbit să meargă mai departe. E pur și simplu un bărbat ce a suferit un accident. El l-a împins într-o parte pe o bătrână nebună care traversa strada pe roșu. Pe ea au salvat-o, dar el, vezi și singur. Bătrânul s-a turnat pe pervazul alb. El la fel va muri. Anastasia s-a uitat la el curioasă. Cel mai probabil, da, dar dacă nu va muri, va rămâne imobilizat la pat pentru tot restul vieții sale. Pe tine ce te interesează asta? Trebuie să-ți faci griji pentru tine. Lângă el, cine se află? Nu se putea potoli bătrânul. Fata, enervându-se, a fluturat din cap, înțelegând că interesul bătrânului nu se va stinge de la sine. E soția lui, iar acasă are 3 copii, care acum stau cu bunica. De ce stă aici, eu nu știu. 3 zile nu-mi permite să intru la el. Îl păzește. Anastasia cu răutate și-a încurtat fruntea, iar bătrânul s-a uitat în ochii ei neîncrezut. Dar ce, așa se poate? Ea a strâns de numeri. Desigur că nu, dar inimile iubitoare încă nu știu despre asta. Iată că și asta se ține de el ca un clește. Doar nu o să mă bat cu ea. Fata nepăsătoare și-a întors capul. El nu trebuie să știe că fiecare persoană are dreptul să lupte pentru propria viață, folosind orice metodă. De ce ea face asta? A început să se înfurie Anastasia. Chiar dacă el va reuși să iasă din comă, va avea nevoie de operație costisitoare, iar mai apoi de reabilitare. Dar ea deja a amanetat totul, și mașina, și apartamentul. Lor nu le-a mai rămas nimic, absolut nimic. Bărbatul în starea asta de aproape o lună. Căzând pe gânduri, bărbatul și-a încrutat fruntea și s-a adresat fetei. Draga mea, ce părere ai despre jocurile de rol? Eu am inventat dorința mea. Ea a înmărmurit pentru o minută. Ce vrea să zică bătrânul? Marcel a tras-o înapoi în camera sau de spital. El a început să-i sufle ferbinte în ureche cuvinte, din când în când oprindu-se pentru a se uita la fața ei, care baroșea din cauza rușinii, bă devenea prea palidă. La auzul fiecărei obiecții, el își încurtișa mâinile în semn de implorare. Chiar dacă anii de muncă au făcut-o pentru următoare, să se uite neutru la rugăciunile oamenilor, acest bătrân cumva a reușit să-i trezească interesul. Experând greu, și-a dat ochii peste cap și-a aprobat. Numai la ce gest n-ar recurge un om, doar ca să plece cu ea, se gândi fata. Planul n-a fost anulat de către nimeni, iar ea era în minus încă din luna precedentă. Pregătirea i-a luat ceva timp și peste o oră, ușa salonului s-a deschis gomotos, producând un zgomot echivalent cu o ciocnitură. Soțiile bătrânului și-au rotit simultan capurile la uzul acelui zgomot. Fețele multora au împietrit din cauza uimirii combinate cu frică. La capătul coridorului s-a împrăștiat o panglică strălucitoare, iar din salon s-a ivit un scaun cu rotile pe care stătea Marcel, bătrân, dar absolut viu, purtând un con de hârtie colorat pe cap. În mână, el ținea un fluier pe care l-a folosit ca să anunțe ieșirea sa pompoasă. Această imagine a fost finisată de chipul unei asistente medicale tinere cu părul brunet, care purta un halat extrem de scurt, ce cu grijă acoperea fundul lucrat la sală și sânii de mărimea 4, ce se încadrau încrezuți în acea imagine. Stilul ei era completat de niște colanți transparenți și o pereche de pantofi cu tocuri subțiri, de o dimensiune imensă. Să bătrân ce e! E trecut în cap ultimii soții al bătrânului.
s-a stăpânit cu greu și și-a îndreptat buzele spre bătrânul său soț. La mulți ani, iubitul meu, bărbatul, foarte îndemânatic, s-a ferit de cel sărut și cu plăcere analizat fețele încremenite din cauza uimirii ale rudelor sale. L-a găsit cu privirea în mulțime pe avocatul său, domnul Petru, și i-a făcut din cap aprobator. Păi ce, vultanilor, ați reușit să căriți până la capăt? Cu un râset a pronunțat bătrânul. Cu gălăgia voastră sunteți în stare să ridicați un mort în mormânt. Petru, vină mai aproape, te rog, s-a adresat el avocatului. Folosindu-se de picioarele, care nu prea l-ascultau, Petru s-a apropiat de clientul său, având o privire ce dădea de înțeles că el nu prea percepea ce se întâmplă. Când el a fost sunat de către cineva care nu s-a prezentat și a fost rugat să se apropie la spital, el se aștepta la orice, numai nu la una ca asta. Ține, Petru, acesta e testamentul meu. Vocea lui Marcel sună foarte sonor. Aici îmi declar voința mea în cel mai conștient mod. Toată averea mea materială și nematerială o va moșteni Irina Marcu, care stă acum la capul soțului său, în salonul de reanimare. E mai mare nevoie are de această avere. Domnul Petru a primit din mâna bătrânului actul completat după toate regulile și și-a îndreptat privirea spre mulțimea care a încremenit într-un șoc tăcut din cauza neașteptării. Să mergem, Anastasia, e timpul deja. Bătrânul a atins mâna asistentei ce stătea în dreapta sa. I-a împins lent căruciorul, cotindu-l de-a lungul coridorului îngust al spitalului. Bătrânul, care se dă fericit în cărucior, a auzit zburând în spatele său un val de blesteme și de cuvinte urâte, dar el doar a zâmbit. Fără a se uita în urmă, el a ridicat în aer mâinile, arătând degetele de mijloc și a strigat zgomotos. Nu veți vedea nimic! Încercând să creeze impresia că este indiferent, Anastasia împingea în continuare căruciorul și se încrunta în sinea sa dureros. Ultima faptă a bătrânului a trezit în cancelarea cerească un efect asemenea unei bombe, ce tocmai a explodat, ceea ce a fost direct comunicat prin rețeaua interioară. Din cauza dezechilibrului cântarului cu fapte bune și al păcatelor în folosul faptelor bune, el trebuia însoțit spre rai, iar aceasta însemna urcarea 7 etaje în sus. Ceea ce pentru fata încălțată în tocuri foarte înalte s-a dovedit a fi o adevărată provocare. Și totuși ei, din ce în ce mai tare, îi plăcea de acest bătrân, care continua să o uimească prin faptele sale. De aceea, el va aduce la porțile raiului în cea mai bună stare. Robert, nu vrei să servim ceva? Așa că la sfârșit. Vocea fetei era veselă. Bătrânul a întors spre ea capul și a zis: "Eh, haide, Anastasia." Apoi trist a dat din cap și a șoptit: "Măcar voi muri ca un bărbat demn, ci nu ca un om lipsit de caracter." Fata l-a bătut pe umăr, făcându-se comodă la o masă din cafenea. "Ce dorințe ai tu, Robert?" "Multe am văzut în practica mea, dar niciodată nu mi s-a dovedit să o fac pe eroina principală a unui film pentru maturi." "Fătălău bătrân ce ești." Bătrânul a început să dă zgomotos. "Iată așa fel de om sunt eu, Anastasia. Dar a fost vesel, nu?" Ea s-a abținut să comenteze, analizându-l atent cu un zâmbet pe față. Pentru prima dată din ultimii ani, însoțitorul simpatiza vizibil pe clientul său, pe bătrânul în vârstă, care s-a dovedit a fi atât de singuratic, dar atât de sincer. Peste câteva ore, chelnerița l-a atins de mână pe bărbatul, care de mult timp stătea la masă. "La dumneavoastră totul este în regulă?" s-a uitat ea în ochii lui, în care privirea a fost deja de mult decolorată și încet s-a așezat pe scaunul vecin. Vizitatorul, care ținea strâns în mână un pahar de whisky, era mort. El a încremenit cu un zâmbet larg pe față, de parcă moartea l-a întâmplat exact în momentul în care el purta cea mai interesantă conversație din viața sa. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, vă rog să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. O seară cât mai minunată vă doresc și o noapte liniștită. Pe curând! Pa, pa!